Avem dezvăluiri de ultimă oră despre ce se întâmplă cu bunica secretă Oanei Zăvoranu după ce a fost descoperită într-o anexă a casei mărioarei. Femeia a fost salvată de Oana. Ce se întâmplă acum cu ea, vedeți în materialul următor. Tu ești Oana? Da. Oana! După moartea mamei sale, Oana Zăvoranu și-a găsit bunica abandonată într-o anexă a casei. Revederea celor două a fost extrem de emoționantă, iar Oana a promis că va avea grijă de bătrânică pentru tot restul vieții. După ce a vândut vila de la Afumația Mărioarei, unde locuia bunica, Fima, Oana a decis să o ducă pe aceasta la un sanatoriu pentru a fi supravegheată și îngrijită mult mai bine. Ție ți-e frică că Oana, se întâmplă dragă, ceva rău cu tine? Eu l-am... Nu, eu... răspunde întrebarea. Eu, eu, la cum mă știi tu pe mine? Fima, crezi că ți s-ar putea întâmpla ceva rău? Cu, da, cu cine? Cu mine? Ce se va întâmpla? Nu, tu ai zis că ți-e frică că nu știi ce se întâmplă cu tine. Nu, o să Oana, fii dragă, tu știi pe bunul, tu știi pe mine. Tu nu știi, deci, cum ne-a purtat noi cu tine. Da, eu cu voi? Că erai dragona. Eu cu voi m-am purtat urât. Să-mi promiți că ești liniștită, că ești lângă nepoata ta. Da? Știu că ești lângă mine, dar mama, Mariana, o să fiu în pământ. Nu o să fiu cât, cât m-am rugat. La 3 ani de când cele două s-au regăsit, Oana Zăvoranu este acuzată că ar fi abandonat-o pe Fima în azil, fără să-i plătească taxa de 2000 de lei pe lună, deși i-ar încasa pensia. Conducerea căminului a dat-o în judecată pe brunetă, dar fără succes. Aceștia nu au avut destul de multe probe și Oana a câștigat procesul.